Bună ziua, suntem la partea a doua a emisiunii cu domnul procuror Dan Voinea. Vă rog să vedeți și prima parte ca să înțelegeți de ce, cum și unde ne aflăm astăzi, să înțelegeți adevărul despre trecut, despre prezent și bineînțeles despre viitor. întrebare că decembrie și se apropie ziua, 33 de ani de la Revoluție. Cum ați ajuns procuror la procesul Ceaușeștilor? Păi, în timp ce eram în Comitetul Central și la audiam pe Poștenicu, s-a anunțat că a fost prins Ceaușescu la Târgoviște. cum a, comandantul de la Târgoviște era foarte speriat că a fost dus la el în unitate și fără mandat de arestare, fără nimic, cum... și era comandantul lui. Comandantul suprem. Era comandantul suprem și a intrat într-un mic conflict cu autoritățile militare din cadrul ministerului, nu știu și atunci eu eram acolo, dădusă mandatelul posternicul, Așa au venit că găsiseră în clădire CC-ului stenogramele <coughs> cu ordine date de Ceaușescu, ședințele de CPX din 17, din 20 și 21. Cu de a împușca la Timișoara și la București. Erau uh, găsite, le găsit acolo în, în și mi le-au adus mie. Și uh, Acolo era și ordinul de tragere pentru dat loc că poate să tragă și Coman îi raportează, hai să trage, să face, nu știu ce erau. Eu trebuie să le iau toate astea și pentru că era situația asta creată la terul, că nu are mandat, îi dăduse unul nu cu, păi, haideți, nu ne ajuta să dăm și la Târgoviște. Păi, cum să nu? Trebuie arestat. Mandat mare. Nu m-am gândit în momentul ăla că dacă dai mandat de arestare, trebuie să faci și dosarul. Aici a fost o problemă. Am luat număr de dosar uh, și uh, a fost o discuție pe numărul de dosar, pentru că s-a opris statistica, se oprește până în 25. Și ce se registrează începând anul următor. Așa, păi nu m-a mai interesat aspectul ăsta. Și am luat mandatele. Și am făcut mandatele, dar da, trebuiau aduse la Târgoviște. Să avem acolo și un dosar, am pus declarația lui Posternicu, am pus, mi-aduc aminte și din stenograme asta cu trasul, și am discutat cu președintele Popagică înainte, pentru că m-a chemat la Ministerul Apărării m-am dus acolo acolo era Popagica cu celălalt judecător Pe cine-i chema? să i Ei Nu, nu Stânculescu, i-a chemat uh, Mugurel Florescu Mugurel Florescu era judecat, uh, juristul de la Romtehnica unde Stânculescu era comandant și din punct de vedere tehnic uh, l-a pus pe Mugurel că ăsta fusese procuror cândva și, cunoștea. și mă, îi cunoștea. cunoștea. Procuror militar a fost. Da. Și pe urmă a revenit în, ca înjunct al procurorului general după proces. Mugurel. Și i-am zic, ce, ce, infracțiuni se recinem? Păi cum, infracțiuni contra omenirii, zice. Deci. Nu mai lucrasem eu cu astfel de infracțiuni până în momentul ăla bun. Dar n-am un dosar. Și eu, Tu crezi că stă cineva după tine să faci dosare? Acum că moare lumea, zici. Cum <sus> stai să faci dosare acum? Că se punea. Adică, până în Crăciun se trăgea. E... Deci, discuțiile astea au fost. Eu am făcut. Am scris că n-a vrut nimeni să bată la mașină. Rechizitorul, dar l-am scris de mână. Nu că dacă bătem la mașină, dacă dactilograful aia s-ar putea să pată ceva, că a bătut. Că... Și hai să scriu de mână. Nu mai puteam, nu mai aveam ieșire eu. O ca, vezi, ca, spus, ca procuror există... de dus în mandatele. Da. Le înregistrasă. Da, și a trebuit să plec la Târgoviște cu ce aveam. Gândiți că se va da un termen, că nu ne-am dus să terminăm în ziua aia, nu, nu ne-am propus treaba asta. <coughs> mai că acolo s-a întâmplat următorul lucru. Cei doi avocați, Lucescu și uh, celălalt, Teodorescu, Nichi Teodorescu, au venit cu elicopterul cu Stănculescu și cu Mugurel Florescu. Au trecut pe la Botene, au luat și parașutiștii care au tras și ei erau pregătiți, că ați văzut, ei n-au uh, cerut recurs. Deci erau învățați. Deci, Popa, adică Dumnezeu să-mi dea mie cuvântul ca propunere să pun actul de acuzare, eu am mers pe cele patru infracțiuni care am crezut eu că sunt, sunt nimeres la un. era șef de stat. Adică nu puteam să merg pe infracțiuni de drept comun. Și. pentru că ei n-au declarat recurs, de atunci eram puși în fața unui fapt împlinit. Adică era executorie hotărârea. Toate cele patru infracțiuni aveau pedeapsă cu moarte. Așa era codul lui Ceaușescu. Mă înțelegeți? În da. mâna lui. Și o de condamnare la moarte a pronunțat o judecătorul, nu eu. Dar practic avocații nu au formulat nicio fel da de apărare. Ei, ei, ei mai mult au fost... Au fost mai rei ca mine. Deși eu trebuia să fiu mai incisiv, așa, dar nu aveam de ce să fiu mai incisiv decât îmi permite și mie de acolo. Era un moment de asta destul de tensionat acolo pentru toată lumea. Pe urmă am aflat de la cei care veniseră de la Boteni că aveau ordine la Stănculescu că dacă aud că înăuntru să tras, era unul Boieru. Boieru era în fața ușii de intrare în sala de ședință. Un alt sold, coleg de-al lui era în stânga mea, și ăsta Boiera Zine a zis Stănculescu că dacă completul de judecată zice, se sustrage de la și nu e în regulă cu acuzațiile, cu nu știu ce, așa avem dreptul să deschidem focul pe complet. Pe tot completul. Pe tot completul. Și celălalt care era la ușă, dacă ăla trăgea, ăla de la ușă trăgea, îl împușca și pe ăsta care a executat ordinul lui Stănculescu. Ca să vedeți cât de diabolic, dar alea le am aflat mult mai târziu când. Păi de la că, Boten, Boten, au făcut execuția. Au, fă, au făcut o asociație ei care m-au băgat și pe mine, că am fost cu ei acolo. Așa, dar a trebuit să zicem, facem, dar să spuneți fiecare, așa, ce ordine ați primit? Eu am fost cu ideea asta, față Am dat, am dosarul cu data, am luat declarații de la ei, de la asta, să văd și. Surpriza a fost mare că după execuție Stănculescu a luat cadavrele și a plecat cu cadavrele cu soții de Mugurel Florescu, de Măgureanu, de Voicam Voiculescu și completul de judecată toți a rămas să mergem cu al doilea elicopter și el nu mai plecă. Ne-am dus la ei acolo și... Voi nu Forniți să mergem la București, că se înserasă. zici zice, nu merge un motor. Nu merge, voi unde ați fost? N a stat aici, nu ne-a dat voie să stăm în elicopter. În timp ce eu vorbeam cu ei, în casca mecanicului de bord, se auzau discuțiile pe care le purtau niște echipaje a unor elicoptere care se tot învârteau pe deasupra. Cred că erau vreo trei elicoptere, că... Printre altele, membrii completuri de judecată au fost capturați de teroriști și aia se pregăteau să tragă în unitate. Nu îi trăgeau, că elicopterul ăsta era pe un stadion al armatei, al unității militare, dar era în afara cazărmii. Și nu eram acolo lângă elicopter, deci o rachetă de aia ne zbura. Eu știam că de ăștia o să tragă, că doar veneam de unde să trăgea, nu eram, zic, băi, ascultați-mă, ăștia tragă noi, cu un motor, mergem, mergem, dar la firul ierbii. Hai să sări în gardul de aici. Și așa a mers. La firul ierbii la ei însemna cam 20-30 de metri înălțimea pe Așa am plecat spre București. ne a lăsat pe stadionul mic de la Steaua. Uh. Și tot au doborât elicopterul. ăla, după ce ne-a lăsat pe noi, Tot s-a tras în el, n-a murit nimeni, toți au fost răniți. Cine a tras în el? Cel la elicopterului. Cei Ceilalți care... Înseamnă da. că mașinațiunea fost, a lui fost Iescu fost, și a lui Victor Stălculescu da. trebuia să vă lichideze da. și pe dumneavoastră, da, ca, da. Da. ca să nu mai rămână martori ce rământ, la ceea ce s-a întâmplat a fost, acolo. Da. Și e, am luat-o la fugă noi din, de acolo, de pe stadion, ne-am dus e, Stadionul mic de la Steaua avea și o clădire de protocol acolo. Și ne-am dus spre clădirea aia de protocol, am intrat înăuntru. mi aduc aminte că Cristian cu filma. Avea o cameră de log... era acolo? Da. Filma. Deci asta înseamnă că era în anturajul cu Victor Stăuculescu. Bineînțeles. Deci filma și uh, era unul, trei antrenori secund la Steaua. Eu am văzut un dosar cu fotbaliștii și am împăcat că acolo la Znagov, în cantonament, s-au dus la sportivii să bea într-un restaurant și acolo era o nuntă și unul din ei a, ceva i-a dat o palmă peste fumire și nu știu Și a ieșit scandal și s-a stricat nunta. Da. Și e, eveniment mare, zic, bă, cum să îi eu pe ăștia acum, că avea macheta aia, unde se trimit dracu' toată echipa de fotbal sau și s-au Le-a spus, bă, a stric la oamenii e niște țărani de acolo, din zonă, așa aveau și speranța că câștigă ceva la anunta aia. Puneți mână de la mână și dați-i lua la banii, împăcați-vă și după aia discutăm. L-au îmbogățit pe ăla. Dar ca să Nu Am rezolvat de o așa cum așa, așa cunoșteați pe antrenor. Da. Și eu, la trei când m am văzut, po, șeful, avea o, oh, Avea aveau damijane de vin de ăsta, de rășu, și eu zic, unde sunt cele? Sunt la masă. Mi-a arătat salonul oficial acolo. Am deschis ușa și mi-aduc aminte. Erau, eu eram nemâncat de vreo două zile. Mereau. Ăștia erau la felul doi, Ce mi așa? O friptură mare cu cartofi prăjit. Mi-am dat seama că nu ne mai așteptau. Presupuneau că deja sunteți executați, terminați? Am, am trântit ușa, m-am întors plec. M-am oprit la troi, mi-a dat la un par de vin negru de la, l-am băut cu setă de la, Și cât am stat să beau parul la de vin, a venit la mine Mugurel Florescu. Și poate ne, ne-ai trântit ușa acolo, nu vi să... Să fiu că, că nu ne-ați așteptat și până aștept la felul 2. Da, să Ce lasă, să Cred că și eu fost altul, a vrut să ne omoare. I-a spus-o lui. Și el, uh, cine mă, Revoluția. Atunci m-am trezit și eu. Uh, mugurele, Stănculescu este Revoluția? Și în timp ce mă ciundăneam cu el acolo, a apărut Stănculescu. Se juca cu un glonț de mitralier. Parcă îl văd, haide, povarășor, Nu vreți să vă duc acasă cu tabu. Că nu vreau să mă duceți cu tabu, că eu stau, stăteam în ultimul bloc, cum eu ești din cartierul militar, și mă văd aia, cu, cu bord din tab și trag în mine, ce că e fi vreun terorist. Ai, domnule, știți. Avocatul Nicu Teodorescu, care și să și el și așa, când au zis că e rost de mers cu tabu acasă. Ce merg eu? Eu zic, Pă nu te urca în tab. Nu. Dar totuși, avocații îi lua să-i cu el. Pe Mugul Florescu, pe și Nu, avocații au mers cu noi. Veniseră cu noi. Dar a, a venit după mine. Aha, fel, să așa să audă și el. Cu tot cu complet judecată. Cu... Fără Lucescu. Lucescu s-a dus, s-a la masă. A, alălalt direct. avocat, Aniche. Da când a văzut că el s-a rămas cu bine, că nu știa să vadă el ce s zice? Și duceți-mă, merg eu. Eu zic, mă, că nu te urca în tab, nu, te duce. Lasă, nu o lasă, că nu știu. Lăsați, stă în culescul, lăsați să meargă. Cum a... Și a urcat în tabul Era condus, că comandant de tab era un locotenent major, un băiat tânăr, frumos, așa, înalt, că m-a impresionat și uniforma ținută în care era au plecat cu tabu, era pe 25 în jurul orelor 22, țin minte că ieși să schimbu doi de la, de la Tricodava, care era vis-a-vis -vis de stadionul ăsta. Cred că a mers ca 700-800 de metri și s-a tras în tabola. A fost omorât ofițerul, un caporal a fost, deci un mort a fost și ai răniți și lui avocatul lui Nichi Teodorescu i-a luat piciorul stâng în piciorul ăsta. Și cine a tras? Care de la Ministerul Apărării, care era acolo. Erau dispozitive militare. Eu am plecat imediat, m-am amestecat cu cei care, cu femeile Mucitorii, la care cu femeile venușat, la da, da. mers pe jos, am ajuns la la Parcul și a început să tragă unul din Parcul Măgheorăș. Am aflat pe urmă că am făcut anchetă. stabilit cine a tras unii după la militari dus de la Râmnic, cu sărat, băgați în dispozitiv, la poșta drumul taberii La... A tras la când a tras, m-am trântit pe burtă, lângă o bordură mai înaltă așa, și auzeam cum guanțele așa. Adică și un timp, a crezut că am urs. Și am stat așa curcat pe burtă, n-am avut curajul să mă scol, până nu au venit niște copii. Și am pus mâna pe mine, m-a și m-am întors la ei și sens că de mâine nu o să mai tragă criminarii ăștia. E, dar de unde știi matane nu știu ce. Știu sigur, să vedeți mai mâine. M-am sculat, am traversat calea aia ferată, care am... așa, am ajuns la mine acasă, în militar pus acasă, era cumnată mea, cumnată mea, nevastă mea, sucrii erau la mine, l-am spus ce am făcut. Nu a au -a -a, pus încă caseta. Nu s-a pus nimeni pe... Nu, nu, nu m-au... Așa, bă, zice, bine ai făcut sau ceva de genul ăsta a fost. Zic că trebuie să plecăm de aici. Am avut sentimentul ăsta morții toții, că am plecat cu spaima aia de la Târgoviște, când... Și ne-am dus la cumnata mea, era doctoriță, luase concursul, doctoriță de laborator, la spitalul de copii la Budimex. Era venită de două luni, nu știa nimeni de ea, că și avea un apartament în, pe Oltenicei. Și am stat la ea o săptămână jumate acolo. După o săptămână jumate am ieșit. Așa m-am dus întâi la mama. Face mama stătea... Uh la intersecția Oltenicei cu Giurgiului, acolo. Și mama speriată că, știi, că au venit aici noaptea, te-au căutat unii în arma, s-au certat cu ăștia care făceau de pază. Cine ce făcea pe la de? Păi, de la apartamentul cu tare, am vorbit cu ei, da, și era unul sub la miliție, dar nu știa de mine că sunt major la, la procuratura da. Și el l-am făcut document, proces verbal, uitați că a intrat în conflict cu patru militari în armați care veniseră să-l caute pe Dan Voina, nu știu ce. Ei nu au vrut să le dea drumul, că nu stă niciun Dan Voina aici. Da. Mă sunt și pe de genul ăsta, a fost un conflict acolo. Corect. Deci m-au căutat noaptea. Am făcut bine că am plecat de acasă. O săptămână jumătate am ieșit, am dus la parchet. Oia, bă, unde ai fost? Te-a căutat toată lumea, nu știu ce. M-ați dat dezertor. Prima mea grijă, că era militar. Da. Nu, nu te nimeni de că ești în viață. Și vorbești, mă, de că da, da. stai așa, 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 ați povestit M am simțit bine, nu am avut niște probleme de sănătate, am băgat-o și -o că aveam nevasta doctoriță, cu noastră avea doctoriță, zic, da, Că dau pe boală, adică că era o Pare. problemă cu dezertarea și te la dezertare. M-am dus, la un moment dat ne-a chemat la Strânculescu, la Ministerul Apărării Naționale, că dosarul cu soții Ceaușescu trebuie să stea în, la el la cabinet, în casa de fier, acolo, și să punem toți sigiliile și nu se va umbla acolo decât în prezența noastră. M-am dus. E... A venit Doru Viorel Ulsu, cred că a venit cu dosar. Dacă îl pusese președintele tribunal, nu să-l pună pe Popagica. L-a pus pe Doru Viorel Ursu, care da, s-a supărat Popagica. <coughs> El pusese acolo și... Da. Nu, dar era și mai în vârstă și era o regulă și la militar. Spui, pe la mai în vârstă urmează la comandă. Da, da. Și la... Am pus sigile și acolo era lângă cabinetul ministrului Stăncureșcu un... două birouri pozite de soldați în care se găsea Popa și judecătorul Nistor, al doilea judecător. M-a văzut că... O, Dane, ce e pe afară? Cum ce e pe afară? Să n-a ieșit de aici, eu le respectam așa. Era mai mare ca mine și... N-a mai ieșit de aici. Păi cât eu acum, Hai acasă, hai cu mine. Era albit așa, așa și n-a vrut să meargă cu mine. Eu am pus aia și am plecat. Mă mai interesa pe mine. Eu nu aveam nicio răspundere cu față de dosarul ăla, că nu era treaba mea. Era a instanței. Ea păstrează dosarele, n -a... Și am plecat. Faceam dosarul Clujului când Știți că s-a împușcat pe Știți? Cu dosarul Clujului, l-a trimis la instanță. Păi, mă m-am apucat serios cu dosarul de Timișoara. e <laughs> Și l-a trimis pe Stânculescu și. ai că era. Cred eram... că e interesant imaginea asta când dumneavoastră cu <laughs> Stânculescu, dumneavoastră acuzator pe Stânculescu la dosarul de la Timișoara. Cum a fost? Ce v-a spus Stânculescu? V-am spus mai înainte că întrebările care ei le-am pus. Da, dar ce v-am spus așa? Pentru că tu mă achetezi pe mine? sau... De ce l-am trimis în judecată? L-am trimis în judecată pentru Timișoara, întrucât a apucat să se iau niște declarații de la comandantul de garnizoană 1 Zeca și el a zis, știți care e regulă la armat? cel mai mare engar și în funcție conduce. A venit orașul Stănculescu, întrebați-l pe Stănculescu, eu n-am mai fost la comandă. Stânculescu și Chițac au condus uh, dispozitivele militare și tot ce a fost aici, mă înțelegeți? Da. Și aveam declarațiile alea și aveam uh, efectele comenzilor lor, în ce au făcut acolo. Adică, și de aia am făcut responsabil pentru tot ce s-a întâmplat la Timișoara. Câte pușcărie a făcut Stânculescu? Nu mai știu, dar a făcut. Și Chițac? Și da, unde i au făcut, da. Dar Stânculescu spunea ceva despre casete că o să le dea după ce o să moară. La ce casete credeți că nu făcea Nu știu referin? că n-am văzut nicio casetă. Normal, dacă era corect și legal, era să ne le predea nouă. Să le numie. Să le predea la, la justiție casetele. Sau, mă rog, dar nu n a predat deci, nicio practic, casetă. Deci, practic, de ce mai mare păpușare a Revoluției este totuși Victor Stănculescu. Da. Și cu Iliescu, că Iliescu s-a dus la el că se cunoșteau de 56. Povestiți-mi de unde se cunoșteau din 56 Iliescu și cu Victor Stănculescu. Deci lucrul ăsta eu l-am aflat când făceam ancheta la Timișoara, am audiat foști deținuți politici care au acționat ca manifestanți în stradă împotriva regimului comunist. Și am audiat. Și, printre altele, au spus că i-am întrebat și eu de ce au făcut pușcărie. Păi noi am făcut pușcărie pentru că Eram studenți în perioada, în 1956 și seara la Cămin, acolo, la sala de mese de la cantină, așa, s-a făcut așa o întâlnire între principalii responsabili de studenți, că studenții aveau atunci un fel de responsabili ai lor de șef de an, de, așa, și că ar fi bine să sprijinim și noi studenții de la Budapesta care au ieșit în stradă împotriva ocupantului sovietic. Și lucrul ăsta s-a aflat imediat de faptul că ei se organizează să facă această demonstrație. Nu știu ce, și uh, autoritățile militare din zonă și securitatea, așa ca să prevină manifestanții de aploare în Timișoara au înconjurat uh, căminele studențe și, uh, și au arestat pe toți care au prins atunci și i au dus la o unitate militară, un batalion unde era comandant uh, Stănculescu Victor. Stănculescu Victor, deci după, ăsta e modelul de la Revoluție, de Când ce? Pe Erau la și deci de atunci era modelul Căci, ăsta, să-i duci în unitățile militare Militar. și se i acolo. Nu la sediu parchetului, nu la... Și din partea uh, uh, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor uh, s-a prezentat să facă anchetă tovarășul și Iliescu. Practic prietenia între ei era foarte veche. Ion Iliescu a stat în unitatea militară condusă de Stănculescu pe tot timpul anchetei. Și de-aia la Revoluție Ion Iliescu s-a dus cu grupul care a considerat el că îl sprijină direct la Ministerul Apărării unde era Stănculescu comandă. Ca să, Ca să fie de protejat. De da. Ca să fie protejat. Era sigur că va fi protejat acolo și... Deci practic a transformat ceea ce s-a întâmplat în 89, Revoluția Lovitură de Stat, a tras-o în folosul lor. Da, nu știu că uh, lovitură de stat. Ei uh, reușesc să uh, confiște puterea, uh, așa să zicem putere, că nu o să tineretul încă puterea, așa să-și conserve, uh, practic, administrația comunistă. Asta au făcut. Au înăbușit în sânge revolta asta anticomunistă în toate orașele, prin forțele de represiune care existau atunci. Așa, au acționat diversionist, totdeauna o acțiune de genul ăsta presupune și diversiune, că nu ai cum să uh, ai succes 100%. Oamenii s-au speriat, au început să facă și greșeli. Uh, și oricum uh, s-au supus până la urmă ordinelor care au venit de la aceste structuri represive, care au reușit uh, prin aceste manevre, prin uh, diversiune și forță, așa să se impună uh, în administrație. Și se impus și astăzi, dacă ne uităm la da. tot eșicherul politic de astăzi, toți, că se liberali sau au fost pedici sau pedeliși sau psd -și. toți fac parte din același front a salvării naționale. Da. sunt da, acolo, așa. sau USR-ul ăsta. Au părinții, bunicii, unchii, tot, din fosta securitate, practic din același îngrenaj. Da. Au infiltrat și partidele istorice, Partidul Liberal și Țărănesc, de s-a ales praful și de ele, că dacă da, întrebi mai... un liberal sau un țărănist de istoria partidului, nu, nu știu. Aici nici nici cu care astăzi se prezintă la prețe ce de habar nu are. Dacă te duci Sau la de... ciucă, ciucă, al nostru. Cel știe de istoria Am... liberalilor? Nu știe. Nu, au cultura no. politică a lor, a programurilor. De asta nici nu seamănă partidul, programul de acum cu al lor, ca să zici, domnule, sunt continuatorul Partidului Național Țărăniști. Nu. Da. Ah, <coughs> astăzi sunt 33 de ani de la Revoluție, Practic, asta sunteți singurul de la procesul Ceaușeștilor, singurul care a fost prezent acolo. Ce ați, ați schimbat ceva? Care mai sunt în viață? Care sunteți în viață, da, da? O, le o legendă vie. Ați schimbat ceva dacă v-ați întoarce în schimb, 33 de ani după experiența pe care ați avut-o cu, așa zisii între ghilimele, revoluționari? Eu uh, cred că uh, ceea ce nu s-a realizat și trebuia făcut atunci era programul acela de la Timișoara, special punctul 13 de la, de, din programul de la proclamația la de la Timișoara, de la Timișoara uh, care impunea pentru noua administrație a statului democrat, că așa, fără comuniști. Adică lucrul ăsta trebuia respectat. Dacă se făcea lucrul ăsta, uh, pentru că nici comuniștii n-au primit vreodată în rândurile lor sau în structurile de conducere, fost sărăniști, fost liberari, fost... Deci, și trebuia respectat punctul la 13, dar s-a ales praful și de punctul 13 și de oamenii care l-au creat uh... Atât timp cât au pus una pe putere, pe toate verile da. statului, pe, ei practic au avut pâinea și cuțitul în mână, cu Iliescu în frunte. Da. Adică și astăzi Iliescu, și vreau să revin la Iliescu, că iarăși felicitări pentru asta, ați fost singurul care l-ați adus pe, pe Ion Iliescu în fața dosarului și l-ați acuzat. Povestiți-ne despre dosarul Revoluției. Eu l-am acuzat când am terminat dosarul de mineriadă că dosarele sunt făcute. E o minciună ce spun ei că nu s-au făcut, că nu știu ce, sunt făcute. Iar în dosarul de mineriadă l-am chemat să-i prezint materialul, pentru că dosarul urma să plece la instanță. Și a venit cu trei avocați, cu trei avocați și vreau să le dau ceva semnificativ. Dosarul era foarte mare, era la mine în birou și zic, citiți am pus la dispoziție. Unul din avocați zice, mă dă ne ceva, nu avem timp acum să citim. Bine, dar la apărat pe șeful statului, adică nici pentru el nu vă faceți timp să citiți volumul ăsta. Trebuie deci, să stați cât vreți să aici, le citiți și m-a ajutat și pe mine, adică și eu pot greși, adică... De ce nu, domnule, dă-ne ceva mai de deosebit așa. Și atunci eu făcut să mă un procuror care i-am dat delegație să se ducă la Pitești, la arhivele armatei, să scoate scoată toate jurnalele acțiunilor de luptă de la unitățile implicate la Revoluție. Pentru că ancheta este foarte simplă. Jurnalele acțiunilor de luptă trebuie să le orice unitate militară din lumea asta, nu numai de la noi. Și acolo le-a să țin zilnic pe ore. Și acolo vezi cine a dat ordin, cine a primit ordinul, cine a executat ordinul, care au fost consecințele ordinului. Deci, stai de vorbă cu oamenii și ai făcut dosarul, adică nu este ceva complicat. Am înțeles. Foarte simplu. Și în jurnalul ăla, din 13-15 iunie, pe care l-a ținut generalul Șchiopu. Era locitorul șefului de stat major. Generalul Șchiopu, ca să nu mai trag armata, cum a fost la Revoluție, să răspundem de tot, l a consemnat absolut tot ce s-a întâmplat în ziua de 13 și 14 iunie, 15 iunie, 14 și 15 iunie 1990, când a fost prima mineria. Prima mineria, da, Și l-a consemnat pe Ion Iliescu pe ore. Scrie ora putare, și de numele tuarșu, domnul președinte Ion Iliescu solicită 100 de soldați să acționeze în zona acutare ora putare, tu, domnul președinte Iliescu revine și cere uh, 12 taburi să acționeze în zona Ministerului de Interne ora acutare domnul președinte ne cere să acționăm cu gaze lacrimogene ăsta generalul i-am uh, cerut domnului președinte să nu folosească armata că nu e cazul domnul președinte insistă și tot așa și dintr-o dată ai pe cel care a condus represiunea în 13-15 iunie. Și practic actul de acuzare. Ba, sigur că da. Deci nu-ți mai trebuie martori. Nu-ți mai trebuie altceva. Poți să pui și martori. Chiar, dar dosarul e foarte simplu. De ce îl ții tu procuror acum în fișet și nu-i dai drumul la instanță? Când dai proba. Păi și care este răspunsul? De ce Ca vizezi? să nu mai vorbim de celelalte probe realizate de ziariși că l-au filmat când a zis le-am mulțumit minerilor la ordonatarea. Avem când i-au când chemat. Și așa mai departe. Deci sunt dosare făcute. Așa, și m-au acuzat pe mine că am ținut 17 ani dosarele, în În condițiile în care eu am primit dosarele astea în 2005. Debitele telespectatorii să știe deci, atât dosarul Revoluției, cât și dosarul minerei de la Spirit în 2005. În 2005 era procuror general, procuror militar șef și procuror general. Atunci erau proteste aproape zilnic în fața parchetului general. Și Botoș Ilie, care era procuror general, m-a chemat. El îmi zicea, mie șeful. Că mi-a fost cândva subordonat. Și ce șef aia ați făcut o sară reală? Nu luați noastră șansă. Că avea așa o, o mapă cu memoriile Asociației 21 Decembrie, Asociației Mineria Domnul Mărieș. Să întrebați pe Mărieș. Și uh, la a chemat pe generalul George care era șeful meu, era șeful secției parchetelor militare, nu era șeful parchetelor militare, așa, i-a dat memoriile astea și generalul George a pus rezoluție pentru mine să vă rog verificări, rezolvați și putare. Și așa am ajuns eu să fac aceste dosare. Pe probabil dacă nu -ați dumneavoastră, în 2005, nici până astăzi nu mai deci făcute. am doc documentele în 2005. Eu până în 2005 n-am avut aceste dosare. Și să vă spun de ce nu le-am avut. În primul rând că dosarul de mineritate nu exista, că nu s-a făcut până atunci nicio anchetă, L-au pe Maria pe aia care erau prin piața universității, dar nu pe cei care au făcut reprimarea. Înțelegeți? Iar dosarele de revoluție erau toate clasate cu soluția de neîncepere a urmăririi penale, că din eroare s-a tras, că au crezut că e teroriști. Din eroare am. Au care pus erau procurorii care clasaseră? toți procurorii din toată țara erau fusă să o să Până în 1995 au închis toate dosarele. Deci dosarele astea odată au fost rezolvate. Pentru că venea 96 Constantinescu, nu știa că Ilescu pierde puterea și vreau să le închidă ca să nu mai apară din nou de la Revoluție. Probabil. Deci eu vă spun cum le-am găsit. Deci când uh, a venit Constantinescu și m-a pus pe mine șeful parchetelor militare, uh, atunci a, mi-au dat atunci, am trebuit să preiau toate astea și toate erau soluționate cu necepere, deci nu s-a făcut nicio anchetă în ele. Dar în 2005 s-a întâmplat asta. Și într-o perioadă de trei ani am reușit să mai să le fac, adică nu mi-a fost greu. E adevărat că am avut și o echipă de criminaliști, am luat de la poliție oameni pe care îi cunoșteam. Polițiști, criminaliști, de judiciar aveam uh, încredere în câțiva care știam că sunt foarte corecți. Și eu n-am spus de la început, bă, v-au făcut teroriști? Că ați acționat ca atât? Păi, hai să vedem. Dar uite care e tactica care o folosim. Nu chemăm pe niciunul din marii responsabili. Hai să discutăm când e cu victimele. Și să stabilim pentru fiecare victimă autorul fizic. Că dacă nu facem asta, nu vom reuși niciodată să demonstrăm că n-au existat teroriști. Și așa am făcut, ne-am dus la Brașov, ne-am dus... Uh, și am făcut aceste anchete. Uh, și aici în București, făcând uh, cu, toată, cu fiecare victimă în care am chemat-o așa numită conducere în teren din punct de vedere criminalistic. O conduci în teren, faci proces verbal de conducere în teren. Acolo în teren, iată, arată unde a fost, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acolo, să fac fotografii uh, în legătură cu zona respectivă, până ajungi la ceea ce uh, consider tu că există crimă sau tentativă de crimă, de omor. Dacă ai, adică mor sau Practic. răniți. Ați desfășurat invers proces. Da, dacă ai mor sau răniți. Și atunci, când termin cu el de condus în teren, zic, unde era când ăsta a fost împușcat aici? Sau în statul a fost rănit aici Mă înțelegeți? Da, Din... da, da. Așa și cu cine mai era. Și fiecare spune cu cine mai era, cu grupul și așa ajungi să stabilești încet, încet pentru fiecare victimă cam de unde a plecat glonțul, de la cine a plecat și în cine anume ați făcut treaba asta. Cam. Așa, nu e grea ancheta cercetarea, dar e volum mare de muncă pentru că presupune și la în teren că asta nu e anchetă să o faci din birou. După ce ați terminat dosarul Revoluției, l-ați dus către Curtea Supremă sau s-a oprit? Cine a stopat? Uh, Cine nu, -a stopat? la Curtea Supremă am trimis dosarul de Timișoara, celelalte, alea de Cluj, le-au fost judecate și... La Revoluție nu. Păi de Revoluție. Și la revoluție s-au judecat? S-au judecat, i condamnat și pe Stănculescu, Ghița, Asta, pentru da. Timișoara. Era de Revoluție. Era pentru, da, pentru București pentru Iliescu. A, pentru București am trimis dosare, în, bucăți de dosare și i-au condamnat. Iliescu nu știu să fie condamnat. Cum? Iliescu doar nu e condamnat. Păi nu era vinovat Iliescu. Mă înțelegeți? Vă dau Aha. un exemplu. L-am trimis la un moment dat în judecată pe șeful circulației Mea PN, care avea birou pe Știrbei Vodă, unde-i dna acum. acum. Era un dosar cu un mort și doi răniți, un taximetrist, care a primit pe stație uh, uh, o informație că la grădinița Mea PN din Știrbei Vodă sunt copii care nu au nevoie de lapte, de pâine, de nu știu ce. Și ăsta și-a dat numărul, că aduce el, cum era atunci, în momentul ăla, toți da. să ajute să facă. S-a dus la fabrica Titan, a luat de acolo câteva navete de lapte și pâine. Așa, numai că în momentul în când a plecat de acasă, doi copii de ai vecinilor. Nu ne-i ne, ne, pe să vedem cei prin oraș. Cu, și din prietenia i-a pus în taxi. Și a plecat cu ei. S-au dus, s-au încărcat, au ajuns la grădiniță. Uh, grădinița e din Știrbei, văd cum cobori pe lângă clădirea dna ului zice strada uh, Cristescu, general Cristescu. Cobori în jos și ieși în Uranus. Da. În, uh, <coughs> și. Uh, au coborât, au tras lângă uh, poarta de intrare la grădiniță și taximetristul s-a dus la grădiniță să cheme educatoarele să ia așa. Copiii lanță, alții doi au rămas uh, să dea jos din mașină navete. Unul era înăuntru, dădea de navetele, lua și le punea lângă poarta de intrare în, în curtea grădiniței. Taximetristul care s-a dus la grădiniță, acolo fost întâmpinat de niște militari și două doamne care rămăseseră acolo, educatoare, și au zis că nu niciun. ele nu au chemat pe nimeni, nu există niciun copil acolo. Și pui, da, am primit păstaci, nu e adevărat. Nu avem pe nimeni, uite, ăștia nu suntem aici. ce asta s-a întors și când s-a întors uh, spre poartă, a fost împușcat din interiorul curții, a fost omorât. L-au împușcat, l-au omorât. Urmă, au trecut peste cadavrul taximetristului, trăgând, au ieșit la poartă și l-au uh, împușcat pe copilul care era în mașină de dedea, l-a fost împușcat în umăr, așa, ălălalt care era afară a fost împușcat uh, în laba piciorului, dar a reușit să fugă și să ducă după ziduri, la niște ziduri, cum ești de acolo și uh, a reușit să fugă. Celălalt a rămas în mașină pe bancheta din spate așa, și a venit uh, uh, ofițerul i-a zis uh, să dea jos din mașină. La nene, mă doare că văd jos. A coborât, și în timp ce era întins pe asfalt uh, cu fața în sus, a, l -a, a vrut să-l împuște în cap. Dar nu el l-a nimerit în cap, l-a nimerit aici, a ieșit gonțul pe aici, trește copilul. Și e... Uh, ce-a pățit? Nu mă pic. L-am trimis să de gata. Și taximetristul a fost luat de militari, au scris pe el terorist, l-au dus la spitalul Colțea, la morga spitalului Colțea și a stat acolo, era, am găsit în registrul de internare, terorist cu tare Și așa l-a trimis de la spital la IML, la morg. la terorist ca terorist, că erau... Bun. Uh, și eu am avut o plângere de la mama unui copil rănit, așa, uh, l-am chemat pe copil, ăla mi-a povestit cum a plecat cu taximetristul, de aici, nu știu ce, bun. Uh, l-a găsit și pe celălalt uh, martor, mi-a confirmat că așa, și bă, de unde s-a tras? Din interior, mai la fața locului, Într-adevăr, gloanțele erau din interior spre exterior, am făcut poze la poartă. Așa, și au trecut gloanțe și în clădirea cealaltă, unde era redacția pentru patrie. Aia care scriau toată ziua de teroriști. Și l-am pușcat în mână, chiar pun îi lipsește și un deget, un ziarist care tot scria de teroriști. L-am pușcat ai lui. Am l-am chemat, l-am chemat, l-am audiat, că vezi că ești parte vătămat aici, te-am pușcat colonelul cu tare, șeful circulației. Păi să vezi, lasă, nu, nu, nu mă dat mie, că nu te-am pușcat teroriști. Nu știu, să scrii măcar atâta, că, că ai fost împușcat de un pol în locutare, că eu îl trimit în judecată pe asta. <gântacție> am terminat cercetarea la fața locului și l-am chemat pe colonel. A, stați că până la colonel, până la colonel am aflat de la ziaristul ăsta când am pe păi, acolo erau, era, șef, era cir circulația, comandamentul circulației de la mea PN, dar acolo erau și de la miliție, de la circulație, în zilele alea. Serios? Da. mă păi, interesează eu, acum aveam polițai cu mine de la judiciar, voi vedeți, mă, cine a fost de la circulație la acolo. Și am aflat, au fost patru polițiști de în am chemat, am văzut pe care a fost. Doam. Păi ce ne-a chemat acolo, că noi avem o harta a Bucureștiului, cu toate străzile, ca să facem în București filtre de control. Ah, deci filtrele, care ne-au noi, voi le-ați făcut, da. Aveți -o? Și aveți și mi-a dus-o listă cu toate filtrele care erau în București. Și în fiecare filtru trebuia să fie unul de la armată, care era în uniformă și în armat, de la Ministerul de Interne, dar era civil și se mai gurcă scate care ceau că fac controle și acolo ajută armata să, pentru teroriști. Da. Da. să vedeți că totul era sub control. Da. Deci nu a existat haos. Ce spune că exista. existat aparent era haos. Dar să știa exact cine vin, cine a fost oprit, unde se duce, cine e, cum e, că își tot. Care nu oprea, l-am pus ca sau se Așa și ultima dată l-am chemat pe șeful ce a foarte... Era un tip foarte îngânfat, așa, plin de el, șeful circulației la... Și șoferul care l-aveam noi, zice, la vorbeam am zis, bun, săracu, a murit și el, am zis, ne-a Și cu Știi ce îmi face mie ăsta de câte ori mă prinde prin oraș, că eu lucrez la procuratură și nu știu ce. Păi tu ești șofer, ce trebuie să Da, dar pentru că eu lucrez la voi aici, să ia de mine, prește actele. Și vorbești, bă, n-ai zis nimic până acum, dar Bine, las că l-am chemat. Uite, la a intrat pe birou, în birou mai, mai eram cu un coleg. Sunt, bună ziua, sunt colonelul și șeful circulației mea pene. Cine e da Voin? Eu, eu sunt. Am primit chestia asta, dar și nu, ce chestie? Nu vezi că scrie citație, da. Am sculat, el a crezut că mă scol să dau mâna cu el, ceva, nu știu. L-am dus la fereastră și am mânat, mă, tu ești șeful circulației acum în stradă. Aici eu sunt șeful circulației, Buletinul. stai jos aici, stai, jos. Aveam acum probe împotriva lui. L-a trimis un judecat, nu știu, se pare că 8 ani a dat. Aveam o mor, tentativă de omor la copiii aia deci sunt dosare trimise uh, în uh, instanță și condamnări, adică nu avem nicio achitare. Revenind la dosarul Revoluției al lui Iliescu, uh, s-a oprit la un moment dat, știu că Chioviș a intervenit, care era procuror general atunci, a ce a spus, gata, a păi, spus, Nu, zau... atunci când l-am -am chemat eu să-i prezint materialul pentru mineria, de că v-am zis că da, aveam jurnalul, da. Da. Uh, atunci a avut o stare de rău la un moment dat. Că... Ai venit ambulanța, parcă. Nu a venit ambulanța. Nu, nu. Celălalt avocat, așa, i-a zis și uite, domnul președinte, ăștia care ai făcut dumneata general, eu te știai de jurnalul ăsta. Da, că ăsta era ciudat că pe nu l-a să general, da, da. Bădoiu Coner, care a fost președintele Tribunalului Militar la Timișoara, apoi nu s-a făcut avocat, avocatului Și, și n-am știut. Păi uite ce scrie aici. Și Iliescu a avut o stare de rău, s-a ajuns pe un fotoriu. Și a dat seama Tot că e do o dovadă clară. Clară, era da. În mijloc de probă. Irefutabil. Nu, nu, nu ce să-i faci aici. Deci tatăl meu, dacă era, nu aveam ce să-i fac. Numai dacă ăla e fals, un registru, să demonstrezi că e fals, ceea ce nu era cazul. Și S-a așezat că un aveam eu o uh, polițistă care lucra cu noi în grupul i-a dat, avea o poșetă de medicamente, nu știu ce, i-a dat, nu știu ce, să bea pe acolo și a revenit. Oricum, după asta s-a dus la Chioveșe și uh, au reclamat că ei n-au știut de acest mijloc de probă. Uh, și a doua zi sau a treia s-au dus la Curtea Și Acolo toți judecătorii care fusese renumiți de Ion Iliescu au dat rapid o decizie prin care procurorii militari nu mai aveau dreptul să cerceteze civili. Ce v-a furat dosarul? Și au luat dosarul, tot l-am numerotat, l-am făcut, l-am aranjat, dar am făcut o copie după el la cererea asociației 21 decembrie. E dosarul cu care s-au dus la CEDO. Și au și câștigat da, la CEDO. Câștigat, eu ca să, să nu pierdem Aveți dosarul. Aveți să că... dați dosarul cuiva? Sau? Da, deci pe lege victimele au dreptul să fie facă. erau cu... victime, da, am înțeles. Erau victime. Și Uh, am făcut copii după el, am stat liniștit pe urmă, indiferent ce e, eu mi-am făcut datoria aici. Uh, și plângerea care i-a dat-o lui m-a chemat lui atunci. Și zic, da, da, dacă eu spuneam că am jurnalul ăsta, credeți că mai găseam jurnalul a doua zi? Nici fișetul nu-l mai găseam, sau nu mă mai găsesc nici pe mine. Foarte corect. Dar... L-am chemat cu avocați, ca în prezența avocaților, să le prezint acest mijloc de probă. Cu ce am greșit. Nu l-am ascuns. Din contră. N-am apucat să-l trimit în instanță. Era înainte, putea să-și facă apărări, nu să mă reclame. Uh, și, bun, și ce ai zis? A, eu și, uh, atunci a, plângerea a dat-o la inspecția judiciară de la, de, pentru procurori de la CSM. A început o anchetă împotriva mea. Sora mea lucra atunci la ei, la CSM, la resurse umane. Și aia mi-a zis, bă, vezi că ăștia chitiți să să-ți facă dosare. Îți trimite întâi un control să vadă pe aceea și până nu-ți fac dosar de abuz în serviciu sau știu eu. Știind de ce sunt în stare... Cum se apără securiști între ei. Da. Formidabil. Și știind de ce sunt în stare, m-am pensionat. Că dacă te pensionezi, nu se mai poate face ancheta administrativă. E, ești pensionat. E, da? ai plecat. E, atunci cred că s-au bucurat că eu plec. Mi-au aprobat repede pensionarea. Da, pensionarea. E, uh, o dovadă mai clară că căvi, și, și face parte din același FSN, din când zic zic că zice că am ținut-o din gură, nu mai că... A zis, bine că am scăpat, că, că mă liberam acum și eu. <gajan> dacă mă, condamna de tot pentru Ion Iriescu, dacă îmi <gajan> seama. Și deci știți să Se pune mai e dosarul, a tot așa. Dosarul este la înaltă curte și acum. A? a? fost restituit de vreo două ori, oricum nu mai arată cum. Eu am început să urmărirea penală în dosarul ăla împotriva a 64 de persoane din conducerea Iliescu, Gelova, Gavar, represivă. Da. Nu, nu Iliescu, generali, polonei, care, toți care au condus represiunea, că n-a condus o, mă refer la, unul, la, Revoluție, da. nu Iliescu a condus. Da, da. Și din toți aia a rămas doi caporali, să răspundă Ion Iliescu și Gelul Voicam Voiculescu și generalul Rusiosiv, care era pe la viață. Ăsta e tot dosarul acum care e la, în alta curte pentru revoluție. Au spălat, e formidabil cum au spălat, au adică, da, spălat pe toți. Adică, uh, au redus responsabilitatea la câteva persoane, trei persoane, uh, și atunci... Pe un vorba românească. Uh, și Acarul atunci vezi că victimilor nu li s-a făcut dreptate. Așa că continuă și prin justiție această represiune începută în decembrie 89. Că asta e o formă de represiune împotriva celor care au avut curajul să ridice împotriva comunismului. Atitudinea asta pe care o au anumite persoane din justiție, că nu toți care lucrează în justiție sunt, fac așa ceva. Sunt unii grupuri Grupușoare, grupușoare, grupulețe, grupulețe. Ne-a zis -o, odată cineva de la SRI că uh, există uh, câmpul tactic. Uh, da, așa. da, Dubravă. Dubravă, da. există câmpul tactic și înțeleg că câmpul ăsta n-a dispărut. Câmpul tactic care înseamnă... Din potrivă prosperă. Un câmp uh, presărat cu procurori, cu judecători, cu polițiști care fac la comandă ce li se ordonă, M înțeleg. Nu știu eu acum. Excelență, sunteți, cum spuneam, o enciclopedie a istoriei apropiate de noi și cred că ceea ce spun acum e adevărat. Trebuie să vă mai evit la o emisiune neapărat. Asta este sigur, nu, nu, nu scăpați așa ușor, pentru că sunt date și elemente și oameni pe care numai dumneavoastră știți. Dumneavoastră s-a închetat a atâția oameni, i-ați ascultat, ați vorbit despre ei, deci neapărat să mai Asta a rămas pentru posteritate. Cu dragă inimă vin la dumneavoastră la emisiune, văd că dumneavoastră țineți foarte mult la adevăr. Că Asta este îmi adevărul, place. este sănătate pentru istoria noastră și pentru, mă rog, cei care au trăit acele vremuri. Pe de o parte, pe de altă parte este și un act de educație a societății, adică să înlăturăm pe cât posibil minciunile care s-au dezvoltată în timp în Istoria este ciclică, ea se repetă. Dacă nu știm adevărurile din istorie, mă repeta din nou aceleași și aceleași greșeli. Exact. De aia trebuie să știm adevărul. Da. Cum vedeți viitorul României și cu asta am încheiat emisiunea? Cred că tot de lege depinde. Modificarea atitudinii și a unor funcționarea instituțiilor statului. În codul lui Carol exista o infracțiune denumită abuz de putere, care sancționa funcționarul public, începând de la, la, de la primărie până la primul ministru, tot ce era justiție, atunci, inclusiv pe avocat îl sancționau, cu închisoare grea. Și era foarte simplă infracțiunea, codul care o am. că le-am mai, mai... vorbit eu de ele și cu alte ocazii. Pentru ceea ce face sau nu vrea să facă un funcționar public. Deci, Dacă, ambele variante, corect? Ambele variante. Pentru că, ca ai stat de democrat, democrat, trebuie să fie un echilibru între putere și societatea civilă. Dacă n-ai acest echilibru, toată puterea asta care se revarsă asupra civililor duce la un moment dat la revoltă. Necazul este că puterea se regenerează și crește ca o tumoare de aia, canceroase, crește în putere. Adică, să fiu mai clar, să zicem, sectoristul, zice, când e criticat, ce, păi, ce să fac? Dacă n-am și eu dreptul să-l țin pe unul măcar 24 de ore jos, să-l și eu, ce să fac? Procurorul zice și, Doamne, dau și așa, măcar să am dreptul să arestesc, că măcar o lună să-l țin și eu jos, să-l Mă rog, tot așa, aia de la circulație. Păi, domnule, vreau și eu să le confis mașina, să le fac nu știu ce. Și prin deputați, prin senatori, ei câștigă elemente de putere mereu, că puterea asta se revarsă pe cetățeanul simplu, că nu are nimic. Și la un moment dat, oamenii ăștia, când nu mai suportă, ies în stradă. Asta i-a scos în stradă în decembrie 89 și revenim la fraza de început. Să vedem ce i-a scos în stradă. Asta e da? Dacă n-ai sancțiuni împotriva puterii, n-ai democrație. Dacă n-ai sancțiuni împotriva puterii, atunci o să ai mereu uh, situații de conflict cu societatea civilă. Dacă n-ai sancțiuni împotriva puterii, nu funcționează statul de drept. Deci asta lipsește și nu vor să bage codul penal să sancționeze și puterea. Ei abuzul la serviciu care până acum a făcut pușcărie tot civilii. vine. <glie> am un serviciu de să zic unde poți să găsești scuze la abuz, are atâtea elemente că poți să te fofilezi, să scapi de un șut. Right. Nu. Abuzul de putere, ăla trebuie băgat și cu ăla trebuie, ăla trebuie să funcționeze. Dar asta ați fost plecat în alte țări. Și ați văzut când intrați acolo într-o primărie sau prefectură sau o instituție de-a lor, cum zâmbesc toți. Îți o respect. Zâmbesc Că cetățeanul e cel care îl plătește. Da, zâmbesc nu că îi place de tine, că are sancțiunea asta în codul penal. Că dacă te reclamă cetățeanul ceva, te bagă într-o anchetă de nu te vezi. Asta trebuie. Sancționat cel mai aspru funcționarul public. Asta e. Pentru ce face sau nu vrea să facă, că noi aici suntem. Doamne, ajută să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Să pe toți românii. Oriunde s-ar afla ei, terminăm într-o notă pozitivă, o să fie bine, pentru că încetul cu încetul eu cred că se trezește toată lumea. Doamne aștept!